dragii mei. Eu acum cobor în Salina, Slănic, Prahova. Se coboară în Salina cu microbuzul. Salina este la aproximativ 100 de kilometri de București. Acum intrăm în Salina. Salina Slănic a fost recunoscută oficial ca stațiune turistică de interes național în anul 1853. Iar de atunci, mii de turiști din toată lumea ajung anual să o viziteze și să se bucure de beneficiile balneo pe care le oferă. Vă întrebați ce are atât de special această salină? Ei bine, aceasta este cea mai mare din Europa, în ceea ce privește dimensiunea, excavându-se anual peste 2,9 milioane de metri cubi de sare și este locul în care se regăsește cel mai pur aer din întreaga lume. Acela este un utilaj pentru tăierea sării. Aici este un spațiu de dormit, odihnă. Cine dorește, liniștit se poate. Fata noastră nu vrea. Multe persoane aleg să viziteze acest loc pentru proprietățile terapeutice pe care le are asupra sănătății, în special asupra bolilor respiratorii. Aerosolii salini aduc efecte extraordinare tuturor persoanelor ce suferă de anumite afecțiuni respiratorii. Tocmai de aceea a fost proiectată atât pentru turiști, cât și pentru cei ce au nevoie de tratament. În această salină lipsesc total radiațiile și poluarea. Una dintre cele mai spectaculoase camere din salină este sala Genezei, ce găzduiește busturile în sare ale lui Burebista, Decebal și Traian, precum și alte sculpturi specifice. Foarte frumos, spectaculos! Da, bravo! Unde ne duceam? Păi nu puteam să stăm și noi, familii și răsună în salină! Toate băiatele și toți băieți. Uite, Andra! De ce? Sunt 12 grade în salină. Am admirat fiecare colțișor. Foarte frumos. Spectaculos. Tablou, semnalizare, acustic.
fabricat în anul 1934, folosit la manevrarea Coliviei. Salina este situată la o adâncime de 208 metri, pe o suprafață de 53.000 de metri pătrați. A fost deschisă vizitării după anul 1970. Din păcate, locul de joacă pentru copii este închis din cauza pandemiei. Cam nasol, nasoală treaba. Ca noroc că nu sunt închise și astea. Soțul cu fetița. Aici eu cu fetița. Am cam obosit, gata. Trage frâna. Iar soțul cu fetița. Am petrecut vreo jumătate de oră aici. Am tot făcut cu schimbul. Andra! Zâmbește! Aici câteva poze cu noi. Salinele lor mai există și în Târgu Ocna, Cacica, Pride, Ocna Dej și Râmnicu Vâlcea. Deci sunt 6 în total. Fetița mea cu mine pe o stâncă de sare. Aici închei. Eu am fost Ramona. Pe data viitoare.